Bună seara! Bine v-am regăsit, bine v-am întâlnit pe cei pe care nu vă cunosc. Mă bucur foarte mult să văd mulți oameni pe care îi știu din sezonul 1, din sezonul 2. Sper să ne fim împreună pentru tot acest sezon și de ce nu pentru cele care vin. Ne-am gândit să vă facem o mică surpriză. Sperăm să vă placă. Am adunat cumva într-un singur loc toate lucrurile pe care le-am auzit apropo de cum sunt și ce fac antreprenorii și pe care din nou și din nou și din nou pe această scenă, sperăm noi, le-am dovedit a nu fi chiar atât de adevărate. Am făcut afișul ăsta ca să ne dea curaj. Și am făcut afișul acesta ca să ne uităm la el și să ne spunem că atunci când vrem să facem ceva, nu este chiar atât de departe de capacitatea noastră de a o face. Speranța mea este că o să vă inspire. Așadar, bine v-am regăsit la acest nou sezon, sezonul 3. Vom avea 8 episoade, începem acum, terminăm anul viitor în mai. Și suntem chiar foarte, foarte încântați de lista noastră de invitați de până acum. Sper că și voi o să fiți. O să începem. Aș vrea să-l invit lângă mine pe invitatul din această seară. Este un om care mi-e tare drag, pe care îl cunosc pentru că am fondat împreună Fundația Romanian Business Leaders, împreună cu, și cu Sorina Xinte și cu Mihai Marcu. Și am vrut de mult timp să vină, nu s-a lăsat convins, dar până la urmă iată că mi-a ieșit. Lucian Budnaru, bună seara, bine ai venit! Mersi! Mersi de invitație! Ne te-am găsit! Și mă bucur că sunt cu voi și cu atâta lume care a venit. Mă gândeam că o să fie sala pe jumătate goală, dar văd că e aproape plină. Te rog! O să facem... O să procedăm așa cum procedăm de obicei. Tu nu știi, dar îți spun eu acum. Uh-huh. Am să spun câteva cuvinte despre tine. Și evident că tu o să-mi spui că aia nu e chiar așa și că acolo mai trebuie adăugat ceva. Și apoi o să stăm de vorbă. Mulțumesc frumos că ai venit. Cu mare drag. Sper să fie o conversație veselă și interesantă pentru toată lumea. Abia aștept întrebările. Așadar. Care? Spui despre tine așa. Citeam și scriam la 3 ani. Am făcut primii bani la 12 ani cu jocuri pe calculator. Ai fondat Akela în 1998 cu un partener francez, o companie de software. Ați lucrat împreună cu Akela pentru companii precum Lucoil, Alcatel, BRD, Primăria Parisului, France Telecom, Danone, constructorul de avioane Mirage sou concernul francez Dassault. Ați refuzat o ofertă de preluare în valoare de 2 milioane de euro și câteva luni mai târziu ați fost pe punctul de a pierde compania în criza dot-com din 2000. Ai preluat-o integral după episodul acesta. Și în 2005 ai vândut-o către Tech Team, o companie americană de software, cu 3 milioane de dolari. Practic a fost, cred că, a doua tranzacție din IT-ul românesc după vânzarea lui Radu Georgescu RAF către Microsoft, dacă nu mă înșel foarte tare. Probabil că sumele erau diferite. Cred. Puțin. Câțiva ani mai târziu, cred că 2011, dacă nu mă înșel, ai preluat o altă companie care se afla aproape de faliment, anume ZebraPay, care astăzi este SelfPay, o companie lider pe piața ei de terminale de plăți și tranzacții diverse. O companie care astăzi are 50.000 de clienți zilnic, mii de terminale în sute de orașe și este, cum spuneam, lider de piață în domeniul ei. Ați fost, cred că, doi ani la rând, în topul european cu cele mai mari creșteri din companiile de tehnologie, cred, cu 1000%. O creștere de genul ăsta, ok. În viața de zi cu zi, dincolo de a fi antreprenor, conduci biroul local al companiei CGK, o concern european de software cu sediu central în Belgia și recent ai preluat biroul din Praga și planurile de extindere pentru regiune, Bulgaria și Turcia. Okay? Dincolo de asta, ești fotograf, pilot, deși aceste activități nu-și mai găsesc decât rar locul în viața ta, o să vorbim despre de ce. Și petreci o bună perioadă de timp în diferite programe internaționale de educație, la școli precum Harvard, Columbia, Stanford, London Business School, INSEAD. INSEAD nu. INSEAD nu. Nu. Ok, deci iată o eroare. Nici nu scria pe hârtie INSEAD, am pus-o eu acum de la mine, nu știu de ce. Am pierdut ceva esențial din prezentarea ta?
Nu. Ok. Eu cred că e ok. Acoperă o mare parte din parcursul okay. profesional. Am vrut foarte mult să stăm de vorbă, pentru că de câte ori vorbesc cu tine, aflu lucruri foarte interesante și mă fac să mă gândesc la de ce fac ceea ce fac, la valorile pe care le pun înainte, la valorile care îmi conduc și viața și munca și toate, tot ceea ce fac. Și m-am gândit să începem conversația asta cu o altă întrebare, cu o întrebare pe care eu o pun în general, pentru că cred că e important să știm de unde vin oamenii atunci când vrem să înțelegem cum gândesc. Așa că am să te întreb pe scurt, de unde vii? Vin din Brașov, sunt născut în Brașov. Unde? M-am născut în Brașov. Vorbești mult mai tare. Părinții mei încă locuiesc acolo. Am studiat într-un liceu de informatică în Brașov, după care mi-am dat seama că trebuie să schimb orașul pentru o facultate mai bună. Okay. Și la 18 ani am venit în București, în încercarea mea de a intra la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Cum ai învățat tu să citești la 3 ani? Spune-ne despre mama ta. Vorbește-ne despre mama ta și ce ai învățat de la ea. Mama mea, fiind infirmieră la o creșă, era preocupată de educația copiilor mici. Uh-huh. Și atunci a pus, cred că, destul de mult timp cu mine în a mă învăța să citesc, să fac diverse uh-huh. lucruri. Dar, sincer, nu mi-aduc aminte cum am învățat să citesc. Știu doar că mi se părea ceva normal să citesc foarte devreme. Și spune-ne povestea cu oamenii care te puneau să citești ziare. Da, în clasa întâi, când am ajuns, lumea zicea, nu te cred, și toți ziceau, a, tu ai învățat pe de rost ce scrie acolo, și mi-aduceau ziare cu scris mic să verifice că... Și? Citeam fluent foarte bine, fără... Da. Tatăl tău? Tatăl meu, de profesie lăcătuș mecanic, lucra în uzinele Roman, născut în Moldova, într-o familie în zona rurală, s-a mutat la oraș. Ceaușescu i-a cam mutat pe toți așa, le-au dat și o locuință și... În Brașov. În Brașov, și așa a ajuns el în Brașov. Uh-huh. S-a căsătorit cu mama mea la o săptămână după ce a întâlnit-o. Oh, wow! Și dragoste și... la prima vedere. Cred că s-au întâlnit în autobuz și... Cum așa? E de așa, s-a întâmplat, da. Adică a fost o dragoste de-asta fulgerătoare? Da, a făcut o nuntă rapid în apartament, după care tocmai și-l luaseră și în două săptămâni erau împreună. Tineri? Tineri, da. 27 de ani. A, nu e ok așa. Da. Ok. Dacă ar fi să te gândești, care sunt, există lucruri pe care crezi că le-ai dobândit atunci din felul în care te-a crescut, te-au crescut ai tăi, din ceea ce ți-a spus mama ta, din felul în care din felul în care te-au educat, adică sunt anumite lucruri pe care le poți identifica în urmă ca venind de acolo? Crezi? Cu siguranță sunt, și multe dintre ele e greu să-ți le conștientizezi, probabil. Mm-hmm. Mm. Dar le ai în tine. Un lucru care îmi vine acum în minte e că nu eram niciodată controlat la teme. Dar erai un copil, aveam teme, aveam note bune, dar câtă vreme eu aveam note bune, ei nu simțeau nevoia să mă controleze. Ok. Așa ai fost disciplinat și ți-a plăcut să înveți de mic? Mi-a plăcut să învăț, aveam note bune. Uh-huh. Și asta mi s-a părut ok, pentru că mai departe, mergând și în liceu și când sunt perioade mai dificile, îmi gestionam timpul cum îmi doream eu. Important era ca rezultatul să fie bun și probabil că asta în timp s-a impregnat și în stilul meu. Asta fiind ce anume? Faptul că dau multă libertate. Oamenilor din jur. Da. Eu am primit libertatea de a decide cât timp petrec să învăț. Important era rezultatul și să fiu conștient că rezultatul contează și de mine depinde. Deci nu te-au controlat? Nu. Dar ai fost responsabil tot timpul. Unde ai învățat asta? Cred că a venit cu... Când ai libertate, te simți responsabil. Probabil.
Vorbește-ne puțin despre chestia asta cu primii bani am făcut la 12 ani. Am fost după... E interesant, știi, că și Iulian Stanciu are aceeași poveste? De ce nu? Cred că mulți copii sau mulți tineri au făcut bani în diverse forme la vârste mici. Dar aceeași poveste în sensul în care în același fel a făcut bani. Cred că era ușor. Pentru că era, deci imediat după Revoluție, în anii 90, o atracție mare față de partea asta de jocuri și computere, cum e și acum, și era chiar la început. Da. Și am avut norocul să dobândesc un mic joc Nintendo, pe care am început să-l închiriez cu un leu jocul sau 3 lei jocul sau 25 de lei ziua. Erau sume mari atunci pentru mine astea. 25 de lei în 1990 era ceva, da. Da. Deci asta a fost prima experiență. După aia am continuat să-mi dezvolt business-ul, cum ar fi. Am evoluat de la Nintendo la jocuri pe computer Spectrum. Am început să-mi fac o colecție de jocuri, le închiriam, le vindeam. Și ai renunțat, adică cum ai renunțat la acest business foarte care era părea? Business. Bineînțeles că nu era și glumesc, dar... Păi la primul ce business am renunțat că am pierdut jocul. Cum ai pierdut jocul? Am făcut schimb, că mai era cineva, un competitor, să zicem, care avea și el un joc și zic, hai să văd jocul lui, cum i-am făcut schimb de jocuri. Și cumva, în drumul spre casă, l-am pierdut și atunci i-am lăsat eu jocul meu pentru că eu i-am pierdut jocul lui și am rămas fără... Un business de altfel foarte fragil. S-a devenit, da. Ai dat activ, s-a terminat cu business-ul. S-a pierdut activul. Și asta, apropo de învățat și de disciplina ta și perseverența ta și claritatea asta în ce e important. Cu toate astea, ai ficat la facultate cu 9.40? Da, sau mai mult, nici nu mai știu, 9.40 sau 45, nu mai știu. Păi nu mă întreba pe mine. Da. Tu ar trebui să știi. Nu, era o perioadă în care subiectele au fost mai ușoare și le-am tratat cu superficialitate. Am zis, sunt ușoare, le știu. Am ieșit din sală când am terminat, deși m-am verificat, eu credeam că e ok. N-am luat o notă mică, nu mă așteptam să iau 10, perfect, poate. Dar nu mă așteptam să se pice cu o notă așa mare. Și? Am fost un pic dezamăgit. Un pic? Da. Un pic? Un pic la început, pentru că eu am crezut că dacă fac o contestație, o să mi se mărească nota, că n-aveam cum să am o notă atât de mică la una din materii. Și când am mers cu contestația, mi s-a zis, da, contestațiile se acceptă dacă e o diferență doar de un punct minim între nota luată și cât vrei. Și tu aveai 8, 9, 10 sau 9, n-ai cum să ai nota perfectă să-ți dă mărirea la 10, deci nu ți se acceptă să ți se revizuiască lucrarea. Și? Păi și am zis, zic, bine, ok, asta e, zic, ce să fac atunci în București, hai să mă angajez. Și o să mă repartizeze ei la unde mă repartizează. Și practic așa ai ajuns să lucrezi în software. Și așa m-am angajat, da. Și până la urmă, dacă stai și te uiți la tot traseul ăsta, de fapt, faptul că ați ajuns să fondați Achela este de fapt cumva o consecință a acestor decizii, decizii de a te angaja. De fapt, evident. Este o consecință a faptului că tu n-ai intrat la facultatea la care ți-ai dorit să intri. Evident, pentru că asta m-a impulsionat. Eu nu m-am gândit să mă angajez din anul 1. Așa. Dar atunci am zis, zic, haide să fac ceva, să fac altceva, pentru că sigur un an la inginerie mecanică nu o să mă pasioneze, unde mă repartizaseră. Și zic, măcar să fac ce îmi place, să îmi urmez pasiunea pe care o aveam pentru computere și să muncesc, să-mi câștig existența în București, nu din bursă, dar dintr-un job, part-time. Vorbește-ne un pic despre această companie. Mie mi se pare foarte interesant că, printre multe alte lucruri care fac parte din viața ta profesională, există aceste două momente foarte interesante care se numesc Achela, vândută apoi la Tech Team, și Zebra Pay, care practic sunt două momente care te-au forțat cumva să preiei niște companii pe care tu nu ai intenționat niciodată să le deții, n-ai intenționat niciodată să le conduci, dar cumva te-ai trezit cu ele, și numai că te-ai trezit cu ele, dar te-ai trezit cu ele că sunt într-o situație critică.
Cum s-a întâmplat cu Achela? Cum s-a întâmplat? Fondarea sau vânzarea sau ce? Cum s-a întâmplat? Nu e o întrebare foarte bună, nu? Cred că interesant este momentul în care ai hotărât să o preiei de poveste. Păi Achela am înființat-o pentru că eu fiind angajat la o firmă de software, mi s-a propus. Hai să facem o firmă împreună. Nu pui tu banii, te dăm acțiuni, ce era de refuzat? Am avut noroc, zic gata, dacă ăștia chiar cred că o să facă business cu mine și sunt convins și am o oportunitate. Business-ul a crescut până în anul 2000, când eu eram acționar 30% și partenerul meu 70%, am avut o ofertă de preluare, care se datora în mare parte faptului că ei mă vroiau pe mine și vreau să rămân eu în firmă. În momentul în care partenerul meu m-a încurajat și a zis, dacă nu vindem, facem 50-50 firma. Aha, deci îți mai dădea încă 20%. Equity, fără cost. Și am zis, ok, nu vindem. Rămânem parteneri. Și după aia a venit criza. Iar business-ul lui a intrat aproape în insolvență și faliment ulterior. Și evident, eu am zis că e o oportunitate, că el oricum nu mai e atât de mult interesat de business-ul din România. Și într-un fel îmi sugera că aș putea să-l cumpăr și așa i-am cumpărat acțiunile, tot dintr-o situație care a apărut ca o conjunctură. Da, firma nu era în cea mai bună stare în momentul ăla. Firma nu era pentru că erați în plină criză a tehnologiei. Nu, noi de la 100 de oameni nu mai aveam muncă nici pentru 20. Și am trecut prin perioade financiar dificile, deși am avut profitabilitate foarte mare în anii trecuți și am reușit să avem un cash flow suficient cât să trecem. Nu mai erau comenzi, nu mai erau proiecte. Și care au fost acele decizii care au repus-o, au salvat-o, practic, ca să mergeți apoi să o vindeți? El mi-a spus, zice, acum îți iei bastonul de mareșal și te duci la luptă să vinzi, că tu până acum nu te ocupai de vânzări, te ocupai doar de proiecte și angajări de oameni și eram un fel de director tehnic și administrator, acum trebuie să vinzi. Și m-am apucat să vând. Cum te-ai apucat să vinzi? Păi, mi-era greu să vând în Franța. Era o reticență pentru clienții din Franța să vină să lucreze cu o firmă în România. Și atunci am zis, hai să vând în România la firme franceze. Aha. Și de aici BRD și... Și de aici, bine, a fost o conjunctură. Iar am avut un articol în Le Monde sau Figaro magazin și mi-a creat o vizibilitate în comunitatea franceză. Și atunci am reușit să intru în aceste comunități francofone, unde mi-am dezvoltat un network și ulterior au apărut și primii clienți. Pare foarte simplu așa când o povestești. Cred că e simplu. Da? Trei doar adică... să vrei. Mai făceai și altceva atunci? Adică, practic, toată viața ta era cumva investită în această organizație? Da, eram full-time în firmă și da, n-aveam altceva de făcut decât să conduc firma și să o gestionez. Era jobul meu principal. E ceva ce ai învățat valoros din această primă turnaround, această primă întoarcere de situație? Bine, au fost momente critice în care am luat decizii dificile. Am tăiat salariile la jumate. La oamenii mei cheie. Pentru că altfel nu rezistam. A trebuit să las oameni foarte buni să plece. Adică tot talentul pe care îl strânsesem. Și atunci, în prima perioadă, am reușit în primii 2-3 ani, fiind foarte mică competiția din România pe segmentul ăsta, să atrag cei mai buni oameni din domeniul ăsta. Și a trebuit să-i las să plece. Pentru că nu mai aveai bani să le dai. Pentru că nu mai aveam proiecte și erau și oportunități mai bune pentru ei și de ce să-i țin? Și oricum nu puteam să-i țin long term. Am încercat să-i țin 6 luni, dar mai mult nu. Deci astea au fost decizii grele. Am învățat că trebuie să fiu mult mai agil data viitoare când se întâmplă o criză. Pentru că era aproape să pierdem tot din cauza că n-am luat deciziile la timp. Ce înseamnă mai agil? Adică... Mai agil adică să reacționez rapid la situații și să iau deciziile mai rapid. Ați amânat decizii importante. Am amânat decizia de a reduce costurile, de a reduce personalul în așteptarea ca criza să treacă. Da. Am temporizat.
Presupun că în 2008 ți-a fost mai ușor. Da, în 2008 deja... Știi tot ce știi. Am făcut profit record 2009-2010. Serios? Da. Cu același business. Cu același business pe care... A, la momentul ăla... Pentru că eu l-am vândut, dar am rămas în continuare. Aha. Timp de 6 ani în companie, CEO. Adică ți-a folosit... A fost vreo legătură între prima criză din 2000 și prima... Adică are vreo legătură faptul că ați făcut profit cu ce învățați atunci? Da, pentru că știam ce se va întâmpla și... Okay. Am reacționat, unul, foarte repede. Nu am mai dat absolut nicio mărire de salariu, am redus efectiv, adică am anticipat un pic și... Cum a intrat în viața ta Zebra Pay? Ce este astăzi Self Pay? Un prieten a văzut o idee de business foarte bună în Rusia. Și a zis, uite, ar fi o oportunitate să încercăm în România lucrul ăsta. Eu am spus că e nevoie de minim 1 milion să... încep un astfel de business și el s-a arătat interesat să pună banii. Și am zis, ok, da, e interesant, dar am alte priorități și am refuzat să intru. Până la urmă, totuși am intrat ca acționar minoritar. Ok. Pasiv. Adică doar nu investitor. Era implicat. Doar investitor. Okay. Doar investitor. Și? Pentru că mi s-a părut interesantă partea de tehnologie și am spus că experiența mea poate să-l ajute să dezvolte platforma. Și cum ai ajuns să o preiei cu totul? Primul pas, m-am implicat în prima rundă de finanțare și am adus primul investitor care a investit imediat la un an după 2 milioane și 400.000 de dolari pentru 30% din companie. Aducând investitorul și fiind o relație personală, era oarecare responsabilitate pe care mi-am luat-o față de acest investitor. Da. Și la 6 luni după lucrurile nu mergeau bine. Și investitorul s-a uitat la mine. Ok, și ai mai adus aici? Acum tu ce m-ai adus aici, faci? Ce facem? Că echipa nu e ce trebuie. Ok, adică pierdea bani, se ducea într-o se vedea clar că se ne ducem în zid. Ce înseamnă? Cum vezi clar când ceva se duce în zid? Păi faci o proiecție pe cifre, pe cash flow, vezi un pic trendurile, vezi echipa de management, capabilitățile și faci o estimare. Îți dai seama, rămâi fără bani în 3 luni, 6 luni și nu prea vezi cum s-ar putea schimba lucrurile atât de repede. Și care a fost decizia în momentul ăla? Păi decizia a fost să preiau eu managementul. Deci asta am decis de comun acord cu el, ca el să rămână în continuare susținător în business. Dacă preiei tu management. Da. Am înțeles. Dar preluând tu managementul, tendința e tot aia. Adică, cum s-a schimbat, de fapt, soarta acestei companii? Ce ați făcut concret? Am schimbat un pic strategia. Deci nu am mai mers pe o scalare atât de rapidă și pe investiții atât de mari. Am redus pilotul, am încercat să maximizez fluxurile de bani altfel, am rescris. Adică s-au făcut un număr de actions destul de repede. În așa fel încât, cel puțin, dacă nu reușim să creștem vânzările, să reducem costurile și să păstrăm un nivel de cash flow acceptabil, să rezistăm mai mult. Era și o perioadă de criză, nu era ușor să mai faci o următoare rundă. Era totuși 2011, nu era chiar perioada de criză. 2012. Da, dar totuși fondurile de investiții nu erau încă cu apetit și niciun caz în zona asta. Deci, practic, ce erați voi obligați în momentul ăla era să o faceți să fie profitabilă. Da, pentru că funding, ok, criza în România a început nu în 2008, ci în 2009-2010. Da. Și nu era absolut niciun fond de investiții pe piață în România dispus să pună bani pentru absolut nimic. Deci, practic, ce s-a întâmplat în momentul ăla a fost că voi trebuia să faceți compania profitabilă sau închideați. Da. Și asta a fost, adică, condiția ca ea să continue să existe era ca tu, practic, să preiei managementul și să o aduceți pe linia de plutire. Care a fost? Au fost una, două decizii importante care... Ai vorbit de câteva, dar au fost una, două care i-au schimbat cumva soarta? Adică, dacă ar fi să-i spui cuiva astăzi, cineva care este într-o situație
asemănătoare, da? O companie cu ambiții de scalare rapidă, de creștere rapidă, care practic arde mai mulți bani, are mulți bani repede, ale cărei proiecții de profit nu sunt cine știe ce. Deci dacă ai vedea o situație similară astăzi, care ar fi două lucruri pe care le-ai spune cuiva? Probabil că mă gândesc la ce am făcut eu în perioada aia. Da. Și am încercat foarte multe lucruri într-o perioadă foarte scurtă de timp și cred că am muncit, nu știu, 15 ore pe zi minim. Uh-huh. Deci stăteam noaptea la 1-2 cu băieții, erau minim 5-6 oameni în firmă și făceam, scriam, adică a fost o perioadă intensă. Uh-huh. Și doi, trebuie să ai o echipă alături. Să-ți găsești oameni care să fie pasionați, motivați și să fie alături de tine. Nu poți să faci nimic singur. Uh-huh. Și am avut noroc de o echipă incredibilă, care și acum e în continuare la conducerea business-ului și care de fapt a făcut schimbarea. Uh-huh. Crezi că orice poate fi salvat pe lumea asta? Nu. Ok. Și cum distingi ce merită să fie salvat, de ce nu are sens? Asta, într-adevăr, e o decizie strategică, zic eu. Așa. Până la urmă, nu neapărat merită. Se poate să salvezi un business, dar de fapt îl schimbi, nu mai e același business. Uh-huh. E posibil ca costul să fie mult prea mare și să nu merite efortul financiar. Dau un exemplu practic. Tu poți să vezi un business, dar s-ar putea să nu merite investmentul și timpul și... Sunt anumite considerații care țin și de business și de contextul celor care își asumă. De exemplu, pentru mulți antreprenori, cred că nu renunță la business din motiv de ego. De atașament? De atașament, de idee. Și împing momentul ăsta, pentru că totuși țin la business, s-ar putea să nu merite să-l țină. Financiar sau dacă te uiți dintr-un alt punct de vedere, s-ar putea să fie decizia greșită. Sau chiar că investe emoțională până la urmă. Da, exact. Da. Ca preț pe care îl plătești personal. Și probabil că la mine a fost de multe ori, eu eram atașat emoțional de ideile astea. Și nu m-am uitat neapărat la partea financiară, ci m-am uitat mai mult la partea emoțională și de atașament față de... Adică ai vrut să trăiască. Da. Care crezi că sunt una, două, un tip de întrebări pe care ar fi bine să ni le punem cu toții? Că cred că toți avem, eu cel puțin știu că am. Eu sunt genul de om care se atașează repede de idei și insistă ca ele să funcționeze, chiar dacă câteodată ar fi bine să-mi iau puțină distanță. Dar sunt curioasă care este tipul de întrebări pe care crezi că cineva ca mine și le-ar putea pune ca să înțeleagă dacă are sens sau nu să continue. Să continue ce face? Da, adică atunci când lucrurile nu merg, știi că perseverența e bună, dar când perseverezi dând cu capul într-un perete, s-ar putea să nu rezolvi foarte mare lucru. Și întrebarea e, care sunt acele... Cum îți dai seama dacă ceva are sens sau nu? Ce întrebări aș putea... Bine, la mine poate sunt bias, pentru că una din valorile mele e perseverența. Ah, ok. Și atunci la mine vine implicit să încerc, să încerc și probabil că voi renunța întotdeauna greu. Sau dacă renunț strategic. Dar asta pentru că așa sunt eu. Acum sunt alți oameni care ar prefera să o ia pe drum ușor. Ce înseamnă să renunți strategic? Strategic înseamnă de multe ori pentru mine, tu știi asta că ți-am mai zis, de balance și de echilibru și mă gândesc dacă și s-a întâmplat asta la self-pay la început, adică a existat un dezechilibru. Petreceam mult prea mult timp în business și prea puțin timp alături de familie. Și de aia am și decis strategic să ies din partea executivă. De la self-pay. Da. Pentru că mi-am dat seama că
într-un startup petreci mult mai mult timp decât ți-ai putea dori și renunți la partea, la familie. Uh-huh. Băiatul meu avea 2 ani atunci și am decis că trebuie mai mult timp pentru el. Deci ăsta e un motiv strategic pentru care la mine sau eu pot lua decizii. Echilibru. Echilibru, da. Știu că noi am mai vorbit despre asta, dar și se leagă de echilibru și se leagă de lucrurile care sunt importante pentru tine în viață și de alegerile pe care le-ai făcut. De ce, având o organizație care funcționa, deci practic Zebra Pay era la momentul la care tu te-ai dus să conduci CGK, o companie care stătea foarte bine pe picioarele ei, cred că era și profitabilă în momentul ăla. Deci ai fi putut foarte bine să continui, da? Un motiv a fost echilibru viață personală. Ăsta a fost singurul motiv pentru care te-ai dus totuși să conduci biroul local al unei companii multinaționale? Adică ce face pe cineva care este antreprenor într-o organizație cu creștere rapidă și cu rezultate foarte satisfăcătoare să meargă să fie CEO? Deci nu-ți imagina că m-am dus la interviuri. Nu-mi imaginez nimic. Da. În vremea respectivă, în paralel cu self-paying... Deci nu te-ai dus la niște firme de headhunting să le rogi să-ți găsească un job. Am înființat eu o firmă de headhunting, care se numea Headhunting IT și care se ocupa cu recrutare de specialiști IT. Okay. Și așa am ajuns în contact cu un fost coleg din Tech Team, care mi-a zis, noi nu mai facem față în România, nu mai găsim oameni, avem o problemă, ajută-ne. Și a venit la mine rugându-mă și în prisma relațiilor din trecut să-i ajut. Și așa am ajuns la CGK. Să-i ajut mai întâi prin firma pe care eu o înființasem să recrutăm personal. Aha. Și după aia zis, da, dar e mai mult decât o problemă de recrutare, e o problemă de management, există o fuziune, trebuie să se întâmple lucruri, nu poți să ne ajuți un pic mai mult. Și? Și zic, da, ok, adică a fost un assignment pe o perioadă scurtă. La început? Da, la început, da. Și ce ți-a plăcut atât de tare de ai rămas? Mi-a plăcut compania, mi-au plăcut valorile lor și m-am simțit că am extrem de multe de învățat de la firma asta. Adică era tot ceea ce mi-aș fi dorit în prima mea firmă și nu aveam de la cine să învăț. Și atunci chiar am văzut multe companii și în India și în tot ecosistemul ăsta de jucători în IT și am zis, n-am văzut nicio companie ca asta. Și m-am simțit exact la locul meu. Am simțit că valorile mele se suprapun cu valorile companiei și ale celor din firma asta. Și pur și simplu am zis că asta e un loc în care mi-ar plăcea să continui. Ce arată de special CGK? Deci face software totuși. Face adică software, nu da. E nimic foarte... Ce face diferența special. Între companii sunt modul, cum faci software. Ok. Da? E o mare diferență. Și valorile pe care le au, în primul rând, echipa de management, după care toată organizația. Valorile companiei. Deci e o companie în care se pune accentul pe antreprenoriat. Toți cei care și-au vândut firmele către ei au rămas în continuare în firmă. Deci e o companie în care sunt extrem de mulți antreprenori. Interesant. Și nu, sunt 10. Care încă stă în firmă. În CGK. În toată compania, da. Nu neapărat în România. Nu, neapărat în România, da. Ok. Sunt încă 10, nu le-ai vândut nicio firmă. Sunt 10, da. Și orientarea lor spre învățare și learning, care e către toată organizația, cheltuim dublu, triplu față de medie și investim mult în partea asta. Și ăsta e un lucru care iară m-a atras. Ownership, autonomie, respect, libertate și în ceea ce faci. Adică simt că am simțit din ziua 1 că e ca și firma mea. Mi-ai spus un lucru foarte interesant la un moment dat și nu mai țin minte dacă era legat de CGK sau de altă companie. Și îmi pare interesant să povestești un pic lucrul ăsta. Vorbeai despre momentul în care ai înțeles că de fapt ceea ce trebuie să cumperi, ceea ce trebuie să obții este timp. Vorbeai de niște, mi-ai povestit cum ați depășit niște termene pentru niște clienți de software.
Și... Mi-aduc aminte. Spune tu. Mi s-a părut interesantă filozofia. Da, eram... După ce am înființat prima firmă și, în general, când ai o companie cu termene fixe de livrare pentru un produs, care produsul nu e o mașină, e ceva mai sofisticat un pic, pe care îl faci specific pentru fiecare client. Se întâmplă să nu estimezi corect și să ai derapaje care în IT poate să fie de 2-3 ori mai mari decât bugetul inițial și în multe săptămâni și luni față de ce ai planificat. Nu sună bine. Nu. Nu sună bine. Și povara e pe umerii tăi, pentru că tu ai făcut o promisiune. Inițial, în baza unor cerințe care nu erau total clare, dar totuși ai făcut o promisiune și un angajament. Da. Cum faci să anunți clientul că costă dublu și mai durează multe luni în plus când el... Și asta pentru mine a creat un mare stres la început, pentru că aveam numai astfel de proiecte și cu companii mari în Achela. Da. Și munceam 20 de ore la început, în primul an, mă duceam, dormeam de la 6 seara până pe la 11 seara, după aia la 11 mă întorceam din nou noaptea să codez până la a doua zi și după aia rămâneam, adică era aproape continuu. Până când mi-am dat seama că de fapt, comunicarea deschide foarte multe uși. Comunicarea cu clienții care le spuneam transparent unde suntem, ce avem, le arătam problemele și le spuneam, uite, pot să vă dau ceva, dacă cu probleme sau cu issues, să vi-l dau așa sau hai să mai amânăm. Și toți erau foarte deschiși în momentul în care comunicam anticipat, nu în ultimul moment. Și, practic... Oamenii spuneau, bine, ok, dă-ni-l peste o lună de zile? Nu, spuneau, adică înțelegeam situația și aveam niște acorduri pe milestone-uri. Important e comunicarea. Nu cred că se întâmplă nimic dacă nu ți-am trimis pozele vineri și ți-am trimis azi. Că asta crezi tu. Da. Deci, da, pentru mine a fost o treabă la care m-am gândit foarte mult. Și care mi-a rămas în cap, pentru că, povestea spune așa. Trebuia să primez niște fotografii de la Lucian și nu primeam fotografiile de la Lucian. Și când l-am sunat, ți-am scris, Lucian, dă-mi-le, te rog frumos, că trebuie să facem niște un design și avem nevoie de fotografii. Și tu mi-ai răspuns foarte frumos, Andreea, îmi pare rău, prioritățile așa arată. Și sigur că a fost enervant pe moment. Pentru că prioritățile mele arătau evident diferit de prioritățile tale, că mie îmi trebuiau atunci. Dar, într-un fel, mi s-a părut o lecție foarte interesantă, chestia asta cu prioritățile pe care am învățat-o de la tine. Adică, rare ori, focurile sunt atât de mari pe cât am credea noi că sunt. Da. Însă ce a contat, ți-am dat o poză de calitate. Așa a fost și cu clienții. Mi-ai dat o poză foarte bună. Am zis, zic, haide să mai degrabă dau calitate clientului decât să-i dau repede și să-ți dau o poză. Da? Da, mi-ai dat o poză. Și mai puțin stres pentru mine. Pentru că asta se întâmpla în trecut. Aveam multe proiecte și eram copleșit de stres. Până când mi-am dat seama, zic, stai puțin, că dacă câștig timp, eu nu dispare și stresul, nu mai muncesc niciun weekend în viața mea. Și atunci am făcut o schimbare. N-am mai muncit nici weekenduri, nici nopți. Și am... Am înțeles, dacă câștigi timp, numărul de proiecte e același. Adică... Nu, câștigi timp, mă refer aici la comunicare. E ca într-o relație. Ori comunici, ori nu comunici. Dacă nu comunici, ai probleme. Dacă comunici din timp, ești deschis. Îți arăți vulnerabilitățile. Și clientul are o empatie și înțelege problemele. Zice, da, ok, haide să regândim. Și nu e o relație client-furnizor, e o relație de parteneriat. Asta mi se pare foarte interesantă ca fel de a vedea lucrurile, că de fapt nu e niciodată o relație între eu livrez ceva și tu îmi dai niște bani. Este o relație în care fiecare dintre noi are o investiție, cum ar fi în poveste. Vorbește-ne puțin despre... Mie mi-a
Mi s-a părut întotdeauna foarte interesant felul tău de a vedea lucrurile, acest filtru prin care tu treci, ai spus câteva lucruri până acum, acest filtru prin care tu treci deciziile pe care le iei. Felul în care hotărăști că te duci într-un loc și nu în altul, felul în care hotărăști că dai timp la ceva și nu la altceva. De unde pleacă, de unde pleacă toate aceste decizii? Care este firul lor roșu? Cum hotărăști ce e mai important decât altceva? Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama. La început cred că a fost instinctul. Ok. Sau probabil că ai ajuns la prea mult și ai spus ceva trebuie să... Din instinct am simțit. Uh-huh. După asta am început să-mi fac un pic de structură, să mă disciplinez. Uh-huh. Și să am framework, să văd cam ce e important, ce nu e important. Și să, am început să zic nu mult mai ușor. Uh-huh. Mult mai ușor. Bazat pe... purpose, valori și obiective foarte clare pe fiecare plan. Plan personal, plan familial, plan de business. Ok, hai să o luăm pe rând. Povestea asta cu purpose, da. Care e un fel de sens în viață. Da. Ok, ai investit timp ca să definești lucrurile astea pentru tine? Cred că trebuie să investești timp. E vorba de o autocunoaștere, care mi se pare un proces destul de greu. Mm. Adică să-mi dau seama, să am timp, să-mi iau timp pentru mine și să înțeleg cu adevărat cine sunt, unde sunt sau ce vreau să... care e scopul meu în viața asta, cred că necesită timp. Și mulți nici n-au timp, sau zic, sunt prea ocupat să fac asta. Și pentru tine cum e, la modul foarte practic? Există un fel de... un timp anume pe care îl pui deoparte și în care spui ok, acum mă ocup să vedem care-mi sunt prioritățile, care-mi sunt lucrurile importante? Cred că a fost o perioadă inițială în care am luat timp, după care lucrurile mi s-au clarificat și s-au limpezit. Le revizuiesc evident, an de an. Dar a fost un moment în care am zis, ok, care sunt principalele mele valori? Că sunt, toată lumea are valori și se gândește. Și, dar care, cum le aleg pe cele mai importante care îmi ghidează deciziile în viață? Și doi, care e scopul meu în viață sau ce îmi doresc? În afară că vrem să ne cunoaștem mai bine și autocunoașterea și renunțarea la propriul ego e un scop permanent în viață. Dar hai să găsesc ceva mai pragmatic. Eu vreau să fiu pragmatic. Hai să vedem un scop care să nu se întindă pe un an, doi, trei și să fie ceva for a lifetime. Și dacă ar fi să vorbești despre el, care e în momentul ăsta scopul? Păi la mine, așa cum vezi, motto-ul la mine în viață e să legat de reziliență și perseverență și să never give up. Să nu renunți niciodată. Da. Evident, poți să renunți strategic. Dar ca principiu, adică nu, succesul cred că e mult mai... când ai succes ușor, nu cred că te poți bucura cu adevărat. Cu adevărat te poți bucura doar dacă ai obținut acel succes muncind greu și trecând prin perioade dificile. Când ajungi la succes prea ușor... Nu mai are valoare. Nu mai are valoare. Și la mine asta a fost ca un motto permanent în viață. Că tot timpul mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta și am zis, ok, ăsta ar fi my life motto, da? Însă ce îmi doresc să fac e să continui și să încerc să-i ajut și pe alții în jurul meu, dacă pot, cu coaching, să-i ajut să reușească și ei ca antreprenori, să reușească în afacerile lor, în dorințele lor, în planul lor profesional sau de carieră. Aud de foarte multe ori și chiar aici pe scenă am avut multe discuții care într-un fel sau altul au spus același lucru. Povestea asta cu ego. Într-o formă sau alta, aproape toți invitații de aici au spus atenție că ăsta este acel lucru care poate să te piardă.
ce e atât de neregulă? Care e perspectiva ta despre ce înseamnă pentru tine ego și de ce crezi că este atât de neregulă să existe, să fim atașați de acest ego al nostru? Poate în business uneori are niște lucruri pozitive să ai un ego. Poate. În anumite circunstanțe. Uh-huh. Deci nu zic că dacă ar fi să ne uităm la succesul unor antreprenori, că ego-ul lui Steve Jobs sau al, na, nu a contat. Poate că a avut un rol important. Sigur că da. Da, da, te împinge până la urmă să faci lucruri. Îți dă motivație. Dar dacă te uiți mai în perspectivă la lucruri... Te uită foarte urât la mine când ai Dacă te uiți asta, mai în perspectivă la lucruri... Nu știu dacă contează oare doar business-ul în viață. Adică, ok, ego poate te ajută să fii un om mai de succes ca antreprenor, să ai reușite și mai mari, și mai mari, și mai mari. Da. Dar devii dezechilibrat pe toate celelalte planuri. Uh-huh. O să faci lucruri doar din perspectiva cum mă văd alții, ce cred alții despre mine. Contează mai mult părerea altora sau contează mai mult imaginea ta decât ceea ce tu cu adevărat simți sau ești sau vrei să fii. Ok. Și atunci... Și ne preocupă mult prea tare imaginea noastră. Pentru că e... Suntem, da, adică suntem, știi, vrând nevrând, trăim într-o cameră cu oglinzi. Da. Și ceea ce vedem este ceea ce credem noi că suntem. Deci, e... Realitatea este ceea ce spunem noi că este. There is no good or bad. Deci noi dăm meaning, nu există decât ceea ce mintea noastră spune că e adevărat sau fals. Aceeași situație poate fi interpretată din diverse unghiuri în modul cu totul diferit. Doar mintea noastră dă meaning unor situații sau unor aspecte din viață. Ok. Faptul că noi punem semnificație pe anumite lucruri, da, este cumva legat de cât de atașați suntem de ele. Da? Deci, până la urmă, ne întoarcem la discuția de ego. Uh-huh. Și cât de... mult suntem noi investiți în povestea aia. Înțeleg că pentru tine, de fapt, exercițiul ăsta cu a înțelege ce e important pentru tine și ce vrei de fapt de la viață a fost cumva legat de nevoia de a te da așa de ce cred ceilalți. Nu. Pentru că altfel n-ai cum să faci, să înțelegi ce vrei dacă nu te gândești ce e important pentru tine. Eu cred că multă lume, într-adevăr, uită că există self sau nevoi personale și se gândesc doar la, ok, am business și am familie, uh-huh, nu mai sunt și eu. Am avut, să zic, realizarea asta, dar nu înseamnă că mă detașez neapărat față de ceea ce crede lumea. Mi-am dat seama asta destul de devreme că sufeream, mai ales când aveam primul business, că eram catalogat sau etichetat în diverse feluri. Uh-huh. Și m-am gândit, dar de ce? De ce sufăr eu pentru asta, că până la urmă nu contează. Uh-huh. Și am început încetul, a fost așa un proces gradual. Iar ca să-ți dau exemplu cel mai clar pe partea de ego, îți povesteam de un speech la care am fost. O scriitoare din Statele Unite care ne-a povestit cum a fost într-o misiune la Dalai Lama și a început să-i aleagă Dalai Lama pe cei prezenți la acest seminar și să le dea anumite roluri. Și ea a trebuit să spele toaletele 48 de ore pentru el. Și zice, stai mă puțin, eu am creat o bancă, am vândut 5 firme, cine sunt eu? Da. Și îmi pune să-i spăl lui alea. A fost, practic, perioada de curățare, pentru că după ce s-a curățat de ego, a avut privilegiu să se ocupe de camera lui personală și a stat 7 zile cu Dalai Lama. În compania lui, da. În compania lui și asta era de fapt un uh-huh proces prin care el a ajutat-o pe ea să se curețe uh-huh de toate lucrurile astea, uh-huh, ca după aia să petreacă un timp incredibil de mare calitate pe care l-a petrecut cu el. Uh-huh. Deci a fost o mică, na,
inițiere, lecție pe care ai primit-o. Lecție, da. Că dacă nu treci prin lucrurile care ți se par sub demnitatea ta, nu ajungi la alea care sunt oarecum... Și evident că de multe ori în momente de criză ai multe frici. Uh-huh. Ce se întâmplă dacă? Cum o să fiu analizat? Da. Și mi-am pus și eu întrebările alea și întotdeauna am mers pe ideea care e worst case scenario. Și mergând pe worst case scenario, mi-am dat seama că dacă rămâi fără bani, fără absolut nimic, s-ar putea să fii mult mai fericit decât azi. Și atunci zic, eu în anul 1 la facultate, când n-aveam nimic și stăteam în cămin și n-aveam bani de absolut nici să... așa, eram super fericit. Și aș lua-o cu drag de la capăt. Și dacă îți pui și faci acest worst case scenario la modul sincer și îl analizezi, probabil că ți-e și mai ușor să iei anumite decizii și îți dispar anumite frici. Că uneori ne e și frică să ne gândim ce ar fi dacă. Cum ar fi să ajung eu din poziția în care sunt să mă apuc să mă tur pe jos? N-ar fi o problemă, dar mulți s-ar putea să aibă. Ce o să zică lumea? Da. Nu? Da, nu știu. Da. Bine, acum știi, toate astea sunt niște exerciții foarte teoretice totuși. Adică noi vorbim... Sunt exerciții de vizualizare mentală. Așa. Vizualizarea mentală poate să ducă la modificarea și creșterea mușchilor din punct de vedere fizic. Dacă tu mental practici și te gândești că faci, uite, așa cu mâna, mușchiul tău va crește într-o săptămână cu 30%. Doar mental, fără să mici mâna, o ții așa. Da, știu lucrurile astea. Adică deci, cred că e foarte important să vizualizezi. Și să mergi prin exercițiul de vizualizare. Da, de acord cu tine. Și, nu, serios, adică chiar am citit o grămadă, nu e chiar, chiar e pe bune, adică am citit o grămadă de cercetări care spun că, practic, noi nu facem, mă rog, nu sunt un specialist în asta, dar înțeleg că sistemul nostru, musculatura noastră, nu face mare diferență între momentul în care există un exercițiu fizic și momentul în care lucrul ăsta se întâmplă ca vizualizare în cap. Și atunci, e adevărat ce spui, mă, nu știu știința din spate, că n-am studiat-o destul, dar recunosc ce spui. Dar mă întorc un pic la povestea asta cu care este worst case scenario și cu a lua deciziile în funcție de ceea ce este important pentru tine. Pentru că sunt anumite lucruri, adică totuși în momentul în care ai de crescut un business, da? Voi vă gândiți acum să vă extindeți cu self-pay, da? Adică există o anumită... Și am să te rog să spui câteva cuvinte despre care e planul de extindere pentru self-pay și de ce și unde. Întrebarea este... Totuși, adică toate ambițiile astea, da? Acest motor care te duce înainte. Cum se combină ele cu partea asta, nu știu cum să o numesc, destul de zen din tine. Da? Adică cum faci, cum îți păstrezi totuși dorința de a face lucruri și de a crește și de a împinge compania înainte sau de a împinge lucrurile înainte, de a face o schimbare, da, oricare ar fi aia. Cu această preocupare către o viață nu atât de complicată, bucurii mai simple, mai puțin ego, mai puțină atenție la ce spun ceilalți. Vorbește un pic tot frumos de self-pay și de ce vreți să faceți cu compania și apoi spune-mi cum se potrivesc ambiția cu... Da, deci self-pay, când am plecat ca și CEO, încă era la limita profitabilității, nu era încă profitabilă și e meritul echipei că astăzi e o companie profitabilă și în continuare creștere, e lider de piață. Avem, cred că 80% din piața terminală de self-service. Și anul ăsta sperăm să ajungem la 5.000 de aparate terminale self-service. Le-am dat și un nume, stație de plată, și acum toată lumea zice stație de plată. Da. Avem și o aplicație de plată care deocamdată e doar o aplicație de loialitate și creăm un ecosistem de plăți, în care numărul de servicii crește.
Deci asta e o direcție pe care mergem. Anul acesta am început cu multe servicii noi, taxe și impozite, în real time, cu administrațiile fiscale, doar prin introducerea CNP-ului, taxe de pașaport și multe alte lucruri care fac ca terminalul să fie din ce în ce mai folosite. Plată cu cardul la terminal, nu mai este doar cu cash. Poți să plătești cu cardul, poți să plătești cu telefonul, cu Apple Pay. Este un serviciu de plată convenient, localizat aproape oriunde, în toată țara. Când am auzit și am făcut un studiu, eu credeam că suntem în câteva sute de orașe și când am văzut lista că suntem în 700 sau 800 de localități, am zis că eu nu cred că există atâtea. Stai să vă, cred că e o eroare, dar chiar suntem. Dificultatea este însă ne-a extinde internațional acest business. Și când ceva e dificil, îmi place să Când ceva e greu, ajunge la tine. Da. Okay. Și avem în plan să deschidem anul ăsta operațiuni în Italia și în Irlanda. Deocamdată și la anul Spania, Germania, Italia. Spania, Germania, Franța. Cum? O să încercăm să replicăm modelul de business pe care îl avem în România pentru comunitățile de români de peste hotare, care sunt numeroase. Ca românii de peste hotare să poată fie să transfere bani acasă, fie să facă același plăți pe care le putem face în România. Ei, deși pleacă, în continuare rămân legați de țară, fie cu proprietăți, fie cu familii. Și atunci se poate să plătească impozitul, rata la casă pentru mama fiind lor, acolo, fiind acolo sau printr-un serviciu de transfer de bani pe care îl punem la dispoziție. Asta e un insight foarte interesant. Cum v-ați prins de oportunitatea asta? Cred că sunt o grămadă de statistici pe partea asta de transfer de bani, fluxuri și MoneyGram, Western Union pun la dispoziție și arată că peste 70% din banii transferați de ei se duce pentru astfel de nevoi. Și atunci ne-am dat seama că e o oportunitate pentru noi ca să punem un prim picior în aceste piețe, după care să ne extindem și pentru alte servicii sau și pentru localnici. Dar asta e ceva ce putem să facem, e un mic pas, dar... Când o să se întâmple? Deja am avut confirmarea de la Banca Națională a Italiei că putem începe. În Irlanda avem deja un partener. Eu sper anul ăsta să fie operaționale. Dacă nu, cel târziu la anul. Și partea a doua întrebării, ambiția asta de a crește, de a face lucruri mai multe, mai mari, cum se împacă cu filozofia ta de mai puțin? Păi trebuie să mai... Deci trebuie să-mi aleg proiectele, nu? Unele le pot face, altele le pot face mai puțin. Trebuie să fiu foarte eficient, în primul rând. Eu încerc cam 70% din workload-ul meu să-l fac lunea. Deci luni pentru mine e o zi intensă. Și atunci luni încerc să, de la 7 dimineața până când termin, să parchez cam majoritatea itemurilor din săptămână. Cu scopul de a? Cu scopul de a păstra balance-ul de care spuneai, nu? Asta înseamnă că restul de timp... Vineri am zi liberă. Lucrez, să zic, remote sau îmi pun lucruri care doresc să le pun sau să le fac sau să-l petrec. Fie timpul, poate pe business sau poate cu familie în funcție de nevoie, dar nu am lucruri niciodată planificate vineri. Deci vineri agenda mea e blocată, dar e liberă. Marți? Miercuri m-am întâlniri recurente. Deci miercuri îmi pun monthly meetings și... meeting-uri regulare și marți și joi există, am câteva sesiuni blocate în agenda pe partea asta de strategie, pentru că rolul meu e să definez strategie și viziune. Un CEO trei lucruri face. Unu, trebuie să creeze shareholder value, să aducă valoare acționarilor sau pentru el, dacă el e principalul acționar, prin tot ceea ce face. Doi, să definească viziunea și strategia pentru business. Și trebuie să-și aleagă oamenii potriviți. Atât. Restul ține de CEO sau de operațiuni sau de vânzări. Unde intră în acest job al CEO-ului partea de responsabilitate pentru alți stakeholderi dincolo de acționari? Te referi la partea de responsabilitate socială sau la ce te referi? Mă refer la lumea din jur, da.
Evident, e o campanie acum și probabil de aia mă întreb cu Financial Times, care spune că companiile trebuie să aibă mai mult decât ca obiectiv partea financiară, trebuie să ne pese ce impact avem în societate. Da? E un trend acum. Nu are afară. Ceva ani, da. Dar și acum cred că e legitim. E legitim, într-adevăr. E legitim și cred că trebuie să, de exemplu, în CG, ca noi investim peste 100.000 de euro pe an în proiecte din care nu vrem să avem absolut niciun beneficiu direct, iar proiectele în care investim, 90% sunt în domeniul educațional, unde eu simt că avem lacune. Deci fiecare companie trebuie să-și aleagă direcțiile și cum vor să facă un impact și unde vor să facă un impact. E exact ca și în viață. Tu ca și om muncești să ai un beneficiu direct, să-ți câștigi un salariu ca să plătești pentru nevoile curente, dar vrei să lași ceva, e partea de a give back, de a da înapoi. Rânduielă, da. Tu m-ai spus mai devreme că unul din scopurile tale în viață este să fie mulți oameni, să poți să ai cât mai, să poți să dai ce am învățat la cât mai mulți oameni. Da. Trebuie să găsi. Fiecare are anumite alegeri, dar cred că ne simțim împliniți. Te bucur mai tare când oferi un cadou decât când primești un cadou. Sau eu cel puțin. Da, e adevărat. Am vorbit acum ceva timp despre pasiunile tale dincolo de business. Și mi-ai spus un lucru despre care mi se pare interesant să vorbim și despre niște decizii pe care le-ai luat. Și mi-ai spus așa, orice lucru pe care îl deții îți cere timp. Vorbește-ne un pic despre această filozofie și cum ți-a schimbat ea și ceea ce deții și lucrurile pe care îți pui atenția. Dacă te referi la lucruri materiale? Da. Da, te-am întrebat despre... Tu ești și pilot, printre altele. Amator, da. Amator, mă rog. Amator, neamator, ai destul de multe ore de zbor. Și când te-am întrebat cum e cu pilotajul, mi-ai spus, și cred că avem și o poză frumoasă cu tine din carlingă, de pilot, respectiv asta. Tu ai făcut asta mulți ani. Și când te-am întrebat unde ai mai fost, ce ai mai făcut, ce avion mai pilotezi, ce s-a mai întâmplat, mi-ai spus exact așa, textual, că mi-a plăcut și mi-am notat. Andreea, orice lucru pe care îl deții îți cere timp. Nu mai pilotez. Și nu mai am avion. Da, așa ți-am zis și mi-am dat seama că, ok, dați două lucruri diferite. Unul e pasiunea pentru pilotaj. Așa. Care e o pasiune și... Asta indiferent dacă ai sau nu ai un avion. Poți să pilotezi, să închiriezi, să... Da? Și a doua era cu avionul care, exact ca și cum ai o casă de vacanță la mare, da. Ți se strică ceva, trebuie să repari, trebuie să plătești asigurări, trebuie să plătești facturi, să faci casa aia să fie funcțională. La fel este și cu o mașină, la fel este și cu orice alt bun pe care l-ai ca să-l ții în stare de funcționare, îți ia timp. Timp și atenție. Da. Resurse de altfel neregenerabile. Da. Și atunci mi-am dat seama că, ok, am făcut niște greșeli apropo de asta și... Cum adică ai făcut niște greșeli? Păi am făcut greșeli în sensul că aveam prea multe asset-uri și prea mă ocupam de... Prea multe? Prea multe bunuri. Prea aveam asset-uri. Și asset-uri, da. Ok. Și am zis că astea mănâncă timp inutil. Mai bine închiriez un avion, mai bine închiriez o barcă decât să am barcă. De ce ai scăpat în procesul ăsta? De ce am scăpat de dureri de cap? De ce bunuri, adică? Nu, de tot. De lucruri de care n-am nevoie. Da? Deci bărci, avioane, mașini sau tot ce putea, apartamente care oricum nu... Ce să, adică, simți că viața ta e mai simplă, e mai... Da. Cum spui... îți aduce mai multă satisfacție acum că ai scăpat de aceste obiecte materiale? Da, mult mai mult, da.
Da? Da, semnificativ. Semnificativ în sensul în care ești liber să faci alegeri. Alegeri pentru timpul tău și timpul tău uneori dacă să petreci o oră în parc sau un lucru, făcând un lucru foarte simplu, te încarcă cu mult mai multă energie decât făcând orice altceva. Și ai mult mai mult timp pentru astfel de alegeri. Și fotografia? Tu, am fost impresionată de poze, de fotografiile pe care le faci. Mai faci fotografie? Da, mai fac. În primul rând vreau să te întreb, e un lucru care din nou m-a pus pe gânduri și mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut foarte interesant și am început să observ făcând și eu fotografie, nu la nivelul ăsta. Mi-ai spus despre ce te-a învățat pe tine fotografia. Îți mai aduce aminte? Nu știu, dar știu că m-a învățat să fiu prezent. Exact. Cum adică? Acum, când faci o fotografie, capturezi un moment. Și mi-ar plăcea să vedem fotografia aia din India, care e absolut minunată. Când tu capturezi un moment, capturezi o emoție și trebuie să fii prezent în tot ceea ce se întâmplă în mediul din jurul tău. Nu poți să te gândești la altceva. Pentru că tu îți dorești și scopul tău este să capturezi acel gest, acea privire. În primul rând să-l observi. Și să-l observi, altfel n-ai cum să... Deci te-a învățat să fii mai atent la lumea din jur? Da. Și, deci excursiile pe care le faci pentru fotografie sunt complet diferite de o excursie cu familia. Mai faci? Fotografii trips, doar fotografii trips, nu am mai făcut în ultimul timp. Încerc să-mi aloc o bucățică dintr-o excursie pentru o zi de fotografie. Înainte făceam o săptămână. Și pilotajul ce te-a învățat, oare? Să fiu coordonat, disciplinat și să-mi păstrez calmul în condiții de stres. Vorbește-ne un pic despre... Tot așa, știu că mi-ai povestit când vorbeam despre pilotaj. Despre, nu mai știu dacă era moment de simulator sau dacă era ceva în viața reală, apropo de felul în care trebuie să reacționezi atunci când, de exemplu, ieși la o anumită altitudine și se oprește motorul. Checklist. Checklist? Checklist, da. Cum e checklist? Ai rămas fără motor sau trebuie să intri, să cauți checklist-ul pentru engine failure. Să vezi ce trebuie să faci când ai engine failure. Tu, între timp, okay, prima reacție pe care o ai este să te îndrepți către cel mai apropiat. Avionul se presupune că planează. Da. Te-ai îndreptat către nearest airport. Cel puțin ca avionul să fie pe direcția bună. După ce ești pe direcția bună, sau în paralel, în timp ce ai pus avionul să meargă pe direcția bună, deschizi checklist. Și începi să vezi ce spune procedura. Cum reîncerci să pornești motoarele sau, și după ce ai trecut prin toată procedura vezi, ok, motoarele nu sunt, nu poți să le repui în funcțiune, ce ai de făcut ca să aterizezi și cauți un loc unde vrei să aterizezi. Adică totul e by the book, dar nu trebuie niciun caz să te stresezi, faci briefing cu toți pasagerii, nu? Că ai și pasageri, le spui ce au de făcut, ce urmează. Nu e interesant asta ca metaforă pentru orice lucru care se întâmplă? Mă gândesc la business acum. Ba da. Nu e interesant? Foarte interesant. Foarte interesant. Adică asigură-te că ești pe direcția 1, nu te panichezi. Da. Ceea ce e foarte greu. Cred că în business e mai ușor decât dacă ești într-un avion, nu-mi dau seama. Deci primul, nu te panichezi. A doua, asigură-te că ești pe direcția pe care trebuie să fii ca să nu, tu nu ești pe, dar te pui repede pe direcția aia și în gliding, best glide. Adică best glide înseamnă să te asiguri că mergi cât mai mult, să-ți reglezi viteza potrivită. Aha. Pentru best glide, să planezi cât mai multe minute sau cât mai departe. Ok. Ca să ai șansă fără motor. Fără motor. Foarte bun. Da. Deci asigură-te că reziști cât mai mult înainte să te prăbușești. După care checklist. După care checklist. Și încerci, pornești motoarele, verifici acolo tot, diverse... Da. Aha. Și dacă nu, ok, la final, evident, tu trebuie să faci un emergency landing, să aterizezi undeva pe un câmp, unde se poate.
Unele avioane am și parașută, declanșez parașuta avionului și... Și să nu uităm că trebuie să comunici cu toată lumea între timp. Comunici ceea cu lumea, comunici cu radarul și turnul și semnalizezi că ești într-o situație de emergency. Bună metaforă. Și le țin minte ușor și acum. Codurile de... ai un cod. De pericol, de codurile de semnalizare. Da, da. 7-7, you go to heaven. 7-7, you go to heaven. 7-5, you feel the knife. Adică te-a... Și când nu mai auzi, e 7-6, you hear nix. Adică nu mai auzi. You hear nix? Nix, nimic, adică. Și tastezi codul și cel puțin cei... Adică nu trebuie să stai să comunici, știi, am o problemă, ai pus codul de emergency. Da. SWAC și cel puțin ei știu și încearcă să te coordoneze sau să te ajute. Ne-ar trebui niște coduri de-astea, da. Putem să le... putem să le împrumutăm pentru diverse situații de viață. O să ne îndreptăm imediat către întrebările din sală. Dar înainte de asta, cred că e un lucru despre care n-am vorbit și aș vrea să te întreb apropo de învățare. De cum înveți? Ce înveți? Cum cauți? Cum îți alegi următoarea țintă, următorul subiect? Unde te îndrepți atunci când ai ceva de învățat? În primul rând, cred că învățarea vine mult din citit. Și întotdeauna și cu oricine mă întâlnesc, cer recomandări de cărți. Și bine, când e cineva pe care îl întâlnesc doar o dată, îi cer cărți care i-au schimbat viața. Așa. Și am o listă. O listă de cărți care au schimbat viața unor oameni. Da. Listă, dar nu. Listă în sensul care le prioritizez pe acestea față de altele. Deci, în general, încerc să iau recomandări de la colegi sau oameni pe care îi admir și încerc să citesc acele cărți pe care mi le recomandă. Le-ai citit? Păi asta e tot timpul. Și acum cu Audible e mult mai ușor. Deci pe Audible e foarte ușor să citești. Mai ai podcasturile sau le asculți în mașină și mai citești și fizic. Ai vreo metodă anume prin care să reții lucrurile importante din cărți, îți notezi ideile principale? Cum faci? Scot telefonul, am notes și pentru fiecare carte care o citesc, îmi fac summary-ul. Pun pauză, îmi notez ideea care mi-a plăcut și continui după aia. Le revezi? Da. Inițial nu făceam asta. Și uiți repede. Da. Foarte repede. Adică într-un an, gata. Poate ții minte doar ideea principală. Aplici lucrurile pe care le găsești în cărți? Da. Mie îmi place că, adică eu sunt genul care dacă aud o idee, în momentul 2 o încerc. Dacă aud o idee care îmi place, o încerc. Poate merge, poate nu merge. Ceva ce ai încercat recent? Recent nu, dar știu că toată lumea zice, dar cum te-ai apucat tu de a-i făcut fasting 7 zile, ai stat doar pe apă? Așa, ai stat 7 zile nemâncat. Și zic, m-am întâlnit cu un prieten și mi-a zis că a făcut asta și a doua zi am început și eu. Deci repede. Care a fost, cum a fost experiența? Foarte faină. Deci 7 zile n-ai mâncat nimic, numai apă. Bine, știința din spatele acestei povești este fantastică. Dar nu știu că avem timp de ea acum. Dar care a fost efectul? La modul concret, ce s-a schimbat? Băi, am dormit super bine în perioada aia. Cred că cel mai bine în toată viața mea. Ok. Doi, mi-am dat seama că nu, practic, impulsul de mâncare pleacă doar de la creier. Și după primele 2-3 zile îți dai seama că ai putea să stai oricât, fără mâncare. Deci n-a fost niciun moment în care să-ți fie poftă, foame... La început mi-a fost... Să fii poate, leșinat. Nu, mergeam cu prietenii la masă, ei mâncau și mă uitam la ei. Deci, dar și nu simțeam nevoia. Dar la început, mai greu primele 2-3 zile. Alte idei pe care le-ai încercat? Orice aud și îmi place, încerc. Adică și ideile din cărți și tot. Adică îmi place să experimentez. De ce nu?
Acum mi-aduc aminte, apropo de îmi place să experimentez, că avem chiar unul dintre oaspeții noștri din sală din seara asta mi-a spus că s-a întâlnit cu tine la lift într-o clădire de birouri și ai oprit-o în holul instituției și ai întrebat-o, dar tu cine ești? Unde mergi? Ce faci aici? Cu ce te ocupi? Și îți place meseria ta? La cine ai venit? Dar... Nu știu despre cine vorbești, dar... Da. V-ați întâlnit jos în hol la CGK, Daria, cred că e în sală. Și s-a părut foarte interesantă povestea asta. Despre genul ăsta de curiozitate pe care tu o ai față de oameni și lucruri. Unde ai învățat-o? De ce ești așa curios? Ești așa curios cu toată lumea? Cred că asta am moștenit de la maica mea. Da? Da. Deci... Ea e foarte curioasă. Încerc să păstrez curiozitatea strict la nivel constructiv și da, ce mă ajută pe mine. Da. Dar ea o are asta, ea are lucrul ăsta. Uh-huh. Și de la ea cred că am moștenit-o și așa simt, sunt curios. Uneori declanșez anumite, adică sunt poate pentru anumiți oameni, eu fiind foarte deschis, pentru unii sunt poate un pic prea... Uh-huh. Adică de, cum de personal, da. Prea personal. Și prea direct, poate. Și prea direct. Adică, cum, adică. Da. Noi nu suntem o cultură foarte deschisă. Adică cred că acum învățăm de-abia să vorbim despre lucruri personale, să fim și puțin mai vulnerabili, să... Adică mulți ani de zile, dacă te uiți în business, de exemplu, tot ce auzeai erau niște discursuri foarte bine periate din care era scos tot umanul, cumva. Eu nu cred că poți să ai business și să nu-ți pese de situația personală și familială a angajaților tăi. Și eu am început icebreaker, mai ales cu colegii din firmă, înainte de management meeting și știi, iar vine Lucian cu un icebreaker nou. Și icebreaker, evident, de multe ori e personal sau family. Sau... Adică îi pui să răspundă la niște întrebări? Personale. Adică, cum poți să fii concentrat pe business dacă ai o problemă, tatăl tău are o problemă de sănătate sau nu te poți concentra și dacă nu te poți nici măcar deschide pe subiecte personale, uh-huh, e foarte dificil. Da. Și eu cred că lucrurile astea e greu să le rup, să zici astăzi sunt acum super fericit la birou și arăt toată energia, dar de fapt eu acasă am un aspect care îmi ia toată energia. Și da, cred că cel puțin la nivel de echipă, de management, trebuie să ne preocupe lucrurile astea. Și ca lideri și leadership trebuie să ne pese de oameni. De oameni cu toată emoțiile, da, trăirile, experiențele, chiar dacă nu sunt profesionale. Deci pentru mine, adică pe mine, eu sunt totdeauna curios și preocupat de ei, de viața lor, de hobby-urile lor, de cum... Pentru că asta se reflectă într-un fel și la muncă. Da. Și de aici și curiozitatea... Curiozitatea cred că o aveam, nu știu de unde, dar asta e... Uh-huh. E foarte neobișnuit și pentru mine a fost foarte neobișnuit la început, dar e foarte interesant că e un interes autentic pe care îl simți întotdeauna când vii și întrebi ceva, știi? Adică este. Nu e ca să intru cu forța în sufletul tău, ci este mai degrabă pentru că sunt curios și mă interesează. Și e neobișnuit și plăcut. Eu aș vrea să te mai întreb despre un singur lucru și e legat de Rafael, de băiețelul tău. Băiețelul tău care acum are 8 ani? Da. Aici nu avea 8 ani, dar mi se pare interesant ce fotografie ai ales să faci cu el. Ce ai vrea să știe? Ce vrea să știe? Nu, ce ai vrea să știe nu la nivel de intelectual, ci ce ai vrea să știe ca valori de viață, ca ce ai vrea să-i transmiți. Cred că m-am gândit la un moment dat care e rolul meu ca tată. Uh-huh. Și în afară de faptul că trebuie să-i ofer iubire sinceră și autentică, necondiționată, nu cred că am altă responsabilitate majoră.
Deci o să-și aleagă singur drumul, valorile și ce vrea să învețe. Eu o să-l susțin și o să-l iubesc. Și dacă ar fi să-i spui ceva, ceva, cum să spun așa, ca o, un fel de lucru care să-l ghideze în viață, ce ei spune? Ceva să-l ghideze în viață? Da, ceva ca un fel de motto, așa, știi, cum e... Ceva ce crezi tu că e important. Păi ce zic la toată lumea? Să se bucure de viață, enjoy life. Mm. Să facă ce-i place. Să facă ce-i place. Pasiunea e una din valorile mele. Pasiunea, perseverența. Optimism. Optimism. Și learning. Și învățare. Da. Pasiune, perseverență, optimism și învățare. Mm-hmm. Ok. De să găsească ceva care îi pasionează. Nu trebuie să fie neapărat ca mine. Nu. Poate să decide el, da? Mm-hmm. Cred că e important orice profesie ar alege să o facă din pasiune, pentru că petreci la birou 90.000 de ore din viața ta. Cu familia și cu soția și cu tine petreci 20.000 de ore. 90.000 de ore față de 20.000 de ore. Și încă vreo 90.000 de ore petreci dormind. Da. Deci... Și atunci eu cred că e atât de important să faci cu drag și pasiune partea profesională, pentru că... Da, da. Și chiar și colegilor și angajaților zic, bă, voi vă place ce faceți aici, că dacă nu vă place, schimbați jobul. Mergeți în companii care au valorile aliniate cu valorile voastre. Da. Într-o companie stăm pentru că valorile noastre sunt aliniate cu valorile celor pentru care lucrăm. Și dacă eu lucrez pentru tine și tu ai ca valori, ție îți place să micromanage, să fii detail orient și să controlezi tot și mie îmi place să am libertate, ar trebui să schimb jobul, că nu suntem aliniați. Și nu o să ne potrivim niciodată. Și este un motiv pentru care trebuie să faci o schimbare și când mergi la o companie, toată lumea zice, da, la asta cu valorile, bullshit. Cred că sunt importante, că, bine, sunt valorile declarate și valorile reale. Da. Dar valorile pe care le găsești sunt motivul pentru care tu alegi un angajator și, în al doilea rând, e într-adevăr domeniul. Care e domeniul tău de interes sau expertiza ta, partea de competență? Dar dacă nu te potrivești cu valorile, nu cele care sunt afișate, ci cele pe care le simți în viața de zi cu zi, sfatul tău ar schimbă. Fi schimbă locul. Să vedem întrebări din sală în acest moment. Să... Wow! Și lumină. Ne trebuie un pic de lumină, că văd foarte multe mâini. Și nu știu cum să facem. Vă las pe voi să luați decizii. Bună. Aici. O să vă rog să... Ridic. Elena este numele meu. Am două întrebări. Una mai succint, așa, care sunt cele trei cărți care ți-au schimbat ție viața, dacă tot ai pomenit. Și o a doua întrebare este, care sunt obiceiurile pe care le ai, care te fac fericit? Deci cărți care mi-au schimbat viața, prima pe care am citit-o a fost Clayton și care a avut un impact. Clayton Christensen, How Will You Measure Your Life? Și în care mi-am dat seama, da, că ar trebui să am un purpose și să definez lucrurile care sunt importante. Mi-a plăcut foarte tare și m-a ajutat în partea asta de detașare, cred că se numește 8 pași către fericire, Dalai Lama, una din cărțile lui. Și una recentă care mi-a rămas așa în minte, se numește The Diamond Cutter. Am citit-o de curând și arată principii din filozofia budistă aplicate în business. Și obiceiul ca, trei obiceiuri, și trei obiceiuri care te fac fericit. Da, oh, câte sunt? Nu-s mai matematic. Obiceiuri care mă fac fericit. Nu știu dacă ai, cred că ești fericit. Care participă la...
Mi-am dat care seama ți-aduc bucurie. De exemplu, your physical shape, cum te simți tu fizic, influențează starea ta și ce simți. Dacă acum ne apucăm și punem muzică și dansăm, sunt fericit. Deci și se poate întâmpla așa. Uh-huh. Deci poți să treci dintr-o stare de tristețe, într-o stare de fericire, doar așa. Uh-huh. Pune muzică, ne ridicăm, ne mișcăm și... Deci acum nu ești fericit. Nu, dar vreau să zic că e foarte ușor. M-ai făcut-o fericit, da. Obiceiuri care mă fac fericit. Am multe obiceiuri, dar, adică hobby-urile mă fac fericit. Pentru că fac lucruri în care sunt eu cu mine și sunt prezent și îmi place să zbor, îmi place să stau cu băiatul meu și să petrec timp cu el și să-l ascult și să vorbim. Îmi place să citesc, mă simt fericit când învăț lucruri. Mă simt bine când merg la orice seminar și am un dialog interesant. Mă simt bine când cunosc oameni, adică nu știu orice mă face, nu știu ce mă face trist, da. Cred că fericirea o ai sau... Adică ceva repetitiv care contribuie la starea de bine. Un obicei pe care... Da, da, cred că e important ca un practice. Nu-l fac de extrem de mult timp, dar am început să am disciplină. Dimineața, înainte să te trezești, să te gândești, ok, care-i scopul meu astăzi și what's my purpose today, de ce mă scol azi din pat, să încerci. 10 minute de meditație, sport cât poți, chiar și un sfert de oră dacă poți, și 5-10 minute de lectură. Dacă pui asta ca o rutină, în fiecare zi, îți faci zilele mult mai ușoare și mai frumoase. Salut, Lucian! Da. Pot... Da. Mă numesc Andrei. Ne-ai spus în seara asta de câteva practici pe care le ai în viața de zi cu zi. Vizualizarea momentelor dificile, renunțarea la ego, faptul că nu există situații bune sau rele și modul cum le judecăm este de fapt important. Sunt curios cum ai ajuns la învățăturile astea și poate dacă ești adeptul unei anumite filozofii, știu. Cum am ajuns la... Cred că o mare schimbare în viața mea a început acum 10-11 ani, când am intrat într-o organizație de CEO în care se mai aflau alți CEO de companii, care s-au strâns în organizație pentru a învăța unii de la alții, și organizație care promovează foarte mult educația, învățarea, programele la care tot merg, Stanford, Harvard, în care nu-i neapărat contentul, dar cât și oamenii pe care îi întâlnești. Și evident, se spune că tu ajungi o media celor 5 cei mai buni prieteni din jurul tău. Uh-huh. Și probabil că asta a fost și un moment în care cercul meu de cei mai apropiați 5 prieteni, acum, e diferit. 70% diferit față de cei mai buni 5 prieteni ai mei și pe care aveam și din liceu și din copilărie. S-a schimbat. S-a schimbat, am avut ocazia să cunosc oameni noi de la care am învățat și care m-au influențat. Și de acolo am început un proces continuu, pentru că nu cred că trebuie să te oprești niciodată. Să citești, să înveți, să te preocupe, să ai în jurul tău oameni de la care ai ce să înveți. Bună, Seba e numele meu. Spune, te rog, Luciane, prima două întrebări. Una din domeniul tău de programare. Cât de important este să fii un programator bun și cât de important este să știi, să ai knowledge de project management pentru a coordona realizarea unui soft? Cum recunoști
un om talentat sau care ar putea să facă acest lucru, să coordoneze o echipă de programatori care să realizeze un soft și unde altundeva l-ai căutat în afară de Best Jobs, E-Jobs și bun, cele știute? Da. Deci eu cred că sunt două funcții diferite. Una e cea de programator, una e cea de project manager. Sunt foarte mulți programatori extraordinar de buni. Un programator bun nu e neapărat un project manager bun. S-ar putea să nici nu-și dorească. Noi avem partea asta de career path în care fiecare își alege în ce direcție vrea să o ia și poți să alegi să devii un expert tehnic și să te duci spre parte de arhitectură sau să te duci către people sau project management. Deci sunt două roluri diferite. Nu neapărat un... Eu eram un programator probabil mediu, dar probabil eram mai bun ca project manager. Cred că eram mai bun ca project manager și people manager și acolo am simțit că e direcția mea și n-am mai codat de la 19 ani. Cum îl găsești? Poftim? Cum îl recunoști? Trei lucruri scurt și cum îl găsești? Cum îl recunosc? Cred că gândirea algoritmică la un programator e cel mai important, mai mult decât limbajul, cât de repede poate să învețe un limbaj nou de programare. Vorbim de project manager, de omul care okay. să coordoneze. Deci de project manager. Da. La project manager sunt alte criterii, evident. Trebuie să te uiți, acum dacă le iei pe unul... Trei rapid, păi să aibă previous experience pe parte de people management și de procese, să fie certificat, să fiu sigur că are bazele. Și cred că contează mai mult decât competențele, atitudinea. Deci m-aș uita foarte tare la atitudinea lui. Pentru că restul se formează. Iar de unde l-aș lua, Best Jobs e pentru alt gen de poziții, zic eu, să nu se supere cei de la Best Jobs, dar cred că pe LinkedIn l-aș găsi mult mai ușor. Și în afară de LinkedIn nu sunt multe alte surse pentru astfel de poziții, din păcate. Mulțumesc. O ultimă întrebare. Un sfat și o greșeală de evitat pentru un manager de companie. Dacă ar fi unul singur, un singur sfat și o singură greșeală sau eroare de care l-ai avertiza. Pentru un manager de companie, da? Un sfat e să-ți urmezi instinctul. Întotdeauna când nu mi l-am urmat, mi-am dat seama că am greșit. Există un prim gut feeling pe care l-ai, care vine dintr-o serie de o multitudine de informații de care tu poate ești conștient, dar sau de care ești, nu ești conștient. Și până la urmă, după o analiză riguroasă, KPI dashboards, iei o anumită decizie și se demonstrează că totuși trebuie să ții cont. Adică, din experiența mea, ține cont de instinct. Asta e o recomandare. Și, ce mai zis? O greșeală. De evitat. O greșeală pe care să o eviți, cred că nu trebuie să... O greșeală pe care o am făcut-o, eram foarte autocrat. Sau, mă rog, eu credeam că nu eram autocrat. Dar spuneam clar ce aveți de făcut și nu îi lăsam pe ei să vină cu... Trebuie să fii ultimul care să vorbești, nu primul. Mai ales, bine, depinde de context. Dar prefer să vorbesc ultimul ca oamenii să se exprime și să poată să gândească constructiv, să vină cu idei și să înțelegi că nu ideile tale sunt neapărat ideile bune și să poți să îți schimbi, adică să nu ai un fixed mindset pe o anumită direcție. Și greșeala e exact să, na, să faci lucrurile astea. Dar e numele meu, eu am vrut să întreb despre curiozitate, dar s-a pus deja întrebarea, așa că o să întreb dacă ai avut un mentor și dacă ești un mentor pentru cineva. Daria, tu ești? Da. E într-o lume, nu? Deci am de avut... Daria, vorbeam da. De curiozitate. Daria, am avut un mentor, primul meu, ok, primul meu partener în business, să zic, e persoana căruia sunt cel mai mult recunoscătoare. Eu aveam 19 ani, el avea 42 și 20 de ani de experiență ca antreprenor și fondator al companiei lui și de la el am învățat majoritatea lucrurilor pe care le știu în business.
Deci, da, am avut. Și doi, da, sunt mentor. În general, în toate companiile în care am activat, sunt mentor pentru cei care își doresc să aibă sfaturi de la mine, colegii mei sau cei cu care am o relație, iar un număr de 5, 6, 7 oameni cu care, pe care încerc să-i ajut în fiecare an există. Deci, dar, da, ce trebuie fac. Să facă cineva ca să-i fii mentor? Nimic, să-și dorească. Să-ți poată să-ți scrie? Să-și dorească și să văd că-și dorește. Uh-huh. Pentru că una e să... Spui, dar alta e cu adevărat să simți că vrei. Să demonstrezi că vrei. Și să văd că există un interes real. Uh-huh. Okay. Și doi, să simt că pot să ajut. Da. Și să simt că e o direcție și o persoană care să-și dorească să crească și să evolueze. Uh-huh. În așa fel încât, după perioada asta, să existe un impact. Plăcere. Sunt curioasă, având un fiu, am și eu o fică de 10 ani, și sunt curioasă ce perspectivă aveți asupra relației cu tehnologia. Poate nu întâmplător vă întreb asta văzând și fotografia pe care ați arătat-o. Sunt curioasă cum gestionați relația lui Rafael cu tehnologia. Și o gestionează singur, dar aveți un principiu aici să mă ajutați. Și a doua întrebare și ultimă, ați vorbit despre meditație și despre mindfulness. Există alte metode sau exerciții de autocunoaștere pe care le-ați practicat și pe care le recomandați? Mulțumesc! La început am spus că ar fi o greșeală să-i cumpăr lui Rafael prea devreme un PlayStation. Pentru că o să stea doar la PlayStation. Și mi-am adus aminte că eu am avut acces la computer destul de devreme. Ok, pe vremea era de vreme. Dar pentru că m-am jucat suficient de mult, relativ de vreme, la o anumită vârstă nu mă mai interesau jocurile. Și așa că i-am dat consola PlayStation cu oricât vrea el, nelimitat, și acum nu prea se joacă și preferă să jucăm fotbal, basket, tenis, orice altceva. Asta cred că e ultima, când n-are ce face, duce la consolă. Pentru că mi-am dat seama că dacă n-ai acces la ceva, atunci îți dorești mai mult. Și am mers să-l responsabilizez. Ok, dacă tu vrei să stai numai acolo, dar cât o să te joci același joc? Adică te la un moment dat te saturi. Dacă nu, mă trezesc, o să joace când e la facultate, că nu are niște frustrări sau neîmpliniri de când a fost mic. Așa că încerc, evident, să-i... Dar nu cred că pot să-l influențez. Dacă noi stăm pe telefon tot timpul, normal că și el o să stea. Dacă n-are altceva de făcut, nu poți să-l vai de, tu trebuie să înveți să faci. Dacă eu îmi petrec timpul cu el și sunt alături de el, el nu vrea să stea pe telefon. El vrea doar că nu are alte opțiuni și altceva să facă. N-are prieteni, n-are partea asta de interacțiune socială. Deci n-ați pus nicio restricție apropo de tehnologie, nu numai jocuri, tehnologie în general? Nu strictă, nu. Ok. Și, a doua întrebare era... Dincolo de meditație, alte exerciții de autocunoaștere. Da. Eu le notez că va trebui sau să mindfulness, alegi când ai... Sau mindfulness. Uh-huh. Cred că mindfulness-ul practici fiind prezent, poți să faci mindfulness involuntar, când schiezi, ești foarte atent la ce faci și ești prezent. Uh-huh. La fel și pilotaj, la fel și alte hobby-uri, fotografia. Exerciții de respirație pe care nu cred că trebuie să le faci ca meditație dimineața neapărat. Poți să le faci la birou, poți să le faci aici, stai și putem să stăm în silence un minut să respirăm. Și cam adică asta e un recentering. Altceva nu știu să-ți spun așa ca... Cred că e bun și exercițiul de fasting. Tot ca și autocunoaștere. Da. Îți dai seama că aveți în limitele. Eu nu am găsit mai mult de 3 zile. Bună seara! Bună! Am următoarea întrebare. Pentru tine personal... Ne spui numele tău frumos. Cristina Dima. Care este cea mai dificilă tipologie umană sau comportamentală pe care ai întâlnit-o în rolul tău ca și CEO, ca și fondator?
și cum ai reușit să transformi acea tipologie în genul de persoană care, cu care poți să colaborezi bine. Mulțumesc! Mersi pentru întrebare. Cred că nu există oameni buni sau oameni răi. There is no good or bad. Pentru mine toți oamenii sunt la fel, doar comportamentele lor pot fi dăunătoare. Schimbarea eu nu pot să o fac. Singurul om care poate să genereze o schimbare e acel om dacă reușește să-și dea seama și să aibă, să înțeleagă de fapt cum e el și să genereze el o schimbare. Cred că astfel de schimbări la nivel comportamental nu se pot face într-o săptămână sau o lună și evident nu aș alege oameni cu care să lucrez, cu care nu am o chimie, pentru că procesul de transformare ar fi mult prea lung. Deci aș prefera, eu lucrez cu oameni cu care simt că am o chimie. Prefer să-l învăț lucruri tehnice sau despre management, dar dacă nu am chimie sau simt că comportamentul lui e într-o altă direcție și are valori diferite decât ce cred. Alea nu se schimbă. Alea, na. Întrebarea era despre cea mai dificilă tipologie de om pe care ai întâlnit-o până acum. Nu știu, nu prea îmi place să pun label-uri și nu am făcut niciodată chestia asta. Ok. Bună seara, Alexandra Druță. Am și o întrebare legat de valori și partenerii de business. Cum îi alegi? Cum alegi partenerii? Da. Adică bănuiesc că nu după CV-ul de pe LinkedIn sau ceva, adică m-ar interesa așa personal. Cum ești, cum trebuie să fie omul ăla ca să-ți dai seama că e ok, că vrei să faci business cu el? Îmi aduc aminte partenerul meu francez. Era un tip simplu și eu eram surprins. Michel, tu ai bani, ai firma asta mare, de ce nu ai măcar o mașină? Nu înțeleg cum de nu-ți cumperi o mașină. Uh-huh. Zic, era ceva anormal. Zic, tu ești zgârcit sau care-i treaba? De ce nu îți cumperi o mașină? Și am înțeles că pentru el cel mai important lucru pe care îl are ca antreprenor este libertatea, și anume libertatea de a alege cu cine să lucreze și cu cine să nu lucreze, uh-huh, și pur și simplu să refuze să lucreze cu clienți care nu-i plac. Și care e legătura cu mașina? Păi, pentru unii oameni contează mai mult aspectele nu neapărat materiale, uh-huh, cât aspectele legate de comunicare și relație cu oamenii. Uh-huh. Și ca să răspund întrebării tale, cred că contează foarte mult dacă ai, în primul rând, trebuie să vezi dacă ai suficient timp să-ți cunoști partenerul, că nu neapărat e ușor să-l scanezi și să ai o cunoaștere, dar poți să-ți dai seama asta după un anumit timp și poți să oprești colaborarea. Dacă simți că nu e, cred că e destul de dificil să faci un assessment foarte rapid dacă există o aliniere între voi. Încerci, uneori reușești să o faci și cred că te uiți mult la valori, dacă valorile lor, valorile tale și la interes, care e interesul tău. Aspirații câteodată ar putea să-ți spună câte ceva. Da. Nu-mi dau seama cum să faci cel mai ușor un assessment foarte rapid înainte de a începe. Există modalități prin care să judeci, să vezi și cred că dacă ai una sau două interacțiuni și din faza de ofertare și din faza de negociere, o să-ți dai seama și dintr-o fază de analiză a clientului, mai ales dacă e important pentru tine. La fel cum ceri despre un angajat referrals, poți să ceri despre un client. Dar e mai greu să ceri despre un partener. Partener, dar poți să verifici reputația lui în piață. Și oamenii cunosc oameni. Uh-huh. Și poți să știi dacă are o reputație de un fel sau de un alt fel, plătește sau nu plătește, sau ce s-a întâmplat în trecut, sau cum se comportă. Da, este. Pentru că e vorba de chimie. Uneori oamenii se trădează prin mici lucruri. În felul în care se comportă ei la discuția cu tine, vezi și îți dai seama care e de fapt interesul lor.
Din felul în care pun problema și în negociere. Da, și ok, tu poate tot timpul tot speri, lasă că nu, că o să fie bine, dar el de fapt intențiile și le arată destul de clar de la început. Aș propune să facem în felul următor, Lucian, da, ții minte, va trebui să dai cărțile, ca de obicei avem cărți pentru întrebări. Una dintre ele este chiar una de care ai vorbit, șlefuitorul de diamante. Mm-hmm. Ți-aduce aminte întrebările sau vrei să ți le citesc ca să alegi cui vrei să dai cărțile? Îmi aduc aminte persoanele mai mult decât okay. întrebările, ca să mă uit așa în... în sală. Am două cărți. Deci am adus două exemplare din Șlefuitorul de diamante și o carte care mi-a plăcut foarte tare. Am citit-o acum o săptămână. Uh-huh. Se numește Bad Blood. O poveste incredibilă, reală. A unei self-made billionaire în Silicon Valley care a ajuns de la 0 la 4,5 miliarde și înapoi la 0 și aproape de închisoare, în urma unor minciuni ce au durat peste 10 ani de zile și pe care nu le-a detectat nimeni până la acest ziarist. Un unicorn, era numită următorul da. Steve Jobs. Next Steve Jobs. Da. Cu presca vreun. Dacă ați fost atenți la video pe care noi l-am făcut pentru sezonul ăsta, a mai vorbit cineva de aceeași carte și a mai dat-o aici, pe scenă, sezonul trecut. Ați fost atenți? Nu? Radu Georgescu, exact despre asta a vorbit. The Bad Blood? The Bad Blood, da. Așa. Hai să totuși să văd, revăd întrebările, hai ca să fiu sigur că sunt corect, că poate am un... Cărți care ți-au schimbat viața și obiceiuri care te fac fericit, Elena. Cum ai ajuns la practicile tale, renunțare la ego, așa? Deci prima întrebare doresc să acord... Da? Elena? Zic să... Sau le, la sfârșit? Când terminăm, veniți și le luați. Da. Deci, Elena... Trebuie să zici și de ce sau nu? Zi! Mi-a plăcut că a luat prima inițiativă și mi-a pus întrebarea care sunt cele trei cărți, nu? Adică asta aș face și eu. Ok. Cât de important e să fii programator bun? Întrebarea cu programatorii și project managerii și sfaturi și greșeli de evitat pentru un manager de companie. Dacă ai avut mentor sau ai fost mentor, copii și relația cu tehnologia și alte exerciții de autocunoaștere, cea mai dificilă tipologie și cum îți alegi partenerii de business. Deci, pentru partenerii de business mai am un șlefuitor de diamante. Doi șlefuitori de diamante sunt mai buni decât unul. Și mai era o întrebare... Nu știu că înțelegi ce am scris. Dacă am fost mentor sau am mai... Dacă ai fost mentor sau ai avut mentor. Da. Perfect. Bun. Eu vreau să mai întreb un singur lucru, pentru că suntem la final. Și lucrul pe care vreau să-l întreb este dacă există vreun mesaj, idee, orice despre care nu te-am întrebat, sau un mesaj pe care ai vrea să-l, cu care ai vrea să plece toată lumea astăzi de aici. Ceva legat de ei înșiși, ceva la care se gândească, ceva care crezi că e important pentru fiecare dintre noi? Eu cred că pentru mine principalul mesaj este că e important doar ca fiecare dintre noi să avem încredere că putem face orice ne propunem. Absolut orice în viața asta putem realiza. Sunt sigur de asta. Ok. Care e motivul pentru care crezi că unii realizează și alții nu? Nu cred cu suficientă tărie. Ok. Și abandonează. Deci perseverență. Da. Dar înțeleaptă. Perseverență înțeleaptă. Pentru că poți să fixezi obiective irealiste sau imposibile. Sau să dai cu capul în zid. Da. Insist că există și această variantă. Dacă dai cu capul în zid, nu înseamnă că nu te duci la obiectiv, ocolești zidul. Nu treci prin el. Încerci să aduci o scară, să-l descaladezi. Evident că nu te duci de 10 ori să dai cu capul în zid, că nu se spargă. Nu. Crede-mă, am încercat. Nu. Da. Deci... Perseverența. Așa. Și încrederea că orice, că orice se poate întâmpla și se și realiza. Lucian, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc echipei care face posibil aceste întâmplări din fiecare lună.
Și din nou am să încerc să nu uit pe nimeni, Ionuț, Doria, Andrada, Andra, Oana, colegii noștri de la tehnic, iertare, de astăzi ne-am cunoscut și trebuie să recunosc că nu mai știu numele. Minunații noștri voluntari care ne ajută de fiecare dată să fie lucrurile așa cum trebuie. Evident, partenerii care sunt alături de noi de atâta timp, Banca Transilvania și Dedeman. Și aș vrea să vă mulțumesc vouă pentru că sunteți aici și să vă rog și îndemn și invit să ne scrieți. E foarte important să știm ce alte lucruri am putea întreba, pe cine altcineva v-ați dorit să vedeți pe scenă, nu știu, sau orice lucru care ne poate ajuta să fim mai buni. Că le facem și pentru noi, dar în egală mai degrabă pentru voi, deși și nouă ne fac plăcere lucrurile astea. Altfel nu le-am face, cum a spus Lucian. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi. Vă mulțumesc și ne vedem. Mai stai cu noi un pic? Cum să nu? Da? Mulțumesc de invitație și mulțumesc pentru prezență. Și atenție.